Accidentul a avut loc pe DN7C în satul Oești, la 12 km de municipiul Curtea de Argeș, spre Vidraru. Șoferul acestei mașini a intrat într-o depășire și nu a observat că din față venea o căruță în care a intrat în plin. Cele trei persoane care se aflau în căruță au fost aruncate în șanț, iar caii au fost răniți. Și ăsta, la uite, ce să mai... Dar mașina a lovit în cal sau în căruță? Cum? Păi... A lovit în ei. Și sunt loviți rău? Păi nu vedeți. Nu, pasagerii. Pasagerii la spital, nu vedeți? La spital. Două ambulanțe de la Zmurd i-au dus pe toți cei patru implicați în accident la spital. Deși toți au multiple leziuni, mâini rupte și coaste fracturate, unul singur a rămas internat cu răni la cap și la torace. Restul au semnat că refuză internarea, dar vor reveni mâine pentru radiografii. 24-20. Da. De atât a avut nevoie șoferul mașinii ca să oprească după ce a lovit căruța. De fapt, nici nu a știut ce a lovit, pentru că atelajul nu era luminat. Nu avea nici măcar semne reflectorizante. De remarcat că atât șoferul mașinii cât și căruțașul băuseră. Este vorba de un eveniment rutier, soldat din nefericire cu vătămarea corporală a unei persoane. Un conducător auto a intrat într-o depășire și a intrat într-o coliziune cu un... atelaj Hippo. Cel care conducea atelajul Hippo se află la spital chiar acum. Sunt și colegii mei acolo pentru a vedea ce diagnostic i s-a pus. Mai interesant este însă faptul că atât conducătorul auto cât și căruțașul erau sub influența băuturilor alcoolice. Și atragem încă o dată atenția tuturor conducătorilor auto că în această perioadă se pot ivi probleme din acest punct de vedere al consumului de alcool. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Dincolo de consumul de alcool, se va stabili gradul de vinovăție pentru fiecare, întrucât șoferul a depășit pe linie continuă, iar căruțașul nu avea atelajul semnalizat.